Consilierul județean PNL Mihai Cioată a sesizat conducerea administrației județene și autoritatea teritorială de ordine publică de faptul că multe gospodării din zona Panaci-Bilbor sunt atacate de urși. El a vorbit despre o prezență masivă a acestor animale. Consilierul județean PNL Mihai Cioată a subliniat efectul nefast pentru activitatea turistică din zonă produs de incursiunile urșilor în Țara Dornelor. Noi avem în Țara Dornelor mare așteptări de la acest drum Panaci-Bilbor, dar din ultimele discuții pe care le-am avut cu primarii Cătălin Iorbete și Vasile Cozan, aceștia se arată extrem de îngrijorați ca și colegilor din Bilbor în legătură cu situația îngrijorătoare legată de prezența masivă a urșilor în cele două zone, atât în Haidia cât și în Suceava. Ar fi o ironie supremă să avem această deschidere fabuloasă pentru zonă, în special din punctul de vedere al potențialului turistic, iar zona să fie, de fapt, calamitată mai rău decât a făcut-o pandemia, pentru că nu vor veni nici investitorii și nici turiști. Acum am trezit în ultimele 3 săptămâni cu prezența unui singur curs de 3 ori în zona poligonului, unde făceam expozițiile la Casa Muntelui, dacă țineți minte, expoziție de animale. Sunt convins că e o problemă, o preocupare la nivelul Ministerului Mediului, dar lucrurile să nu scape de sub control. Au fost deslăbubiri în ultimele zone, în ultimul timp, în zona Panaci, Glodu, de oameni, de gospodari care și-au primit banii pe animale, dar deja situația este îngrijorătoare pentru că e vorba de vieți. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că instituția a solicitat o intervenție fermă și legală pentru a asigura viața și avuția oamenilor. În contextul de situații de urgență am cerut și o să reluăm această chestiune care creează mari probleme și dacă tot vorbim de siguranța cetățeanului, trebuie să ne gândim și la acest aspect care, în ultimul timp, pare a fi o problemă destul de gravă, respectând, bineînțeles, legislația sau încercând să modificăm legislație pentru ca, pe primul plan, să fie totuși viața și siguranța oamenilor. Deci, de mers către Comitetul de Situații de Urgență, să vă rog să nu încerci pe prețul ca, în urma ședinței de astăzi, să solicităm o analiză toți factorii de răspundere și dacă e nevoie de modificat legislație, nu cred că e nevoie de meeting-uri, de desfacere, judecare pe care le-am văzut la Achita, dar să fie prea dus. La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristinel Crețu, a spus că CJSU Suceava a trimis în urmă cu 10 zile la Ministerul Mediului situația cu toate incidentele din ultima perioadă și că urmează să se ia o decizie fie de recoltare, fie de relocare a urșilor care creează probleme.